Salutare, prieteni, e vreo 6 dimineața, suntem la Craiova, centru de asta, ziceți, comercial agricol. Haideți să vedeți despre ce este vorba. E gata, hai imediat plec și eu. Te dau bani. Mă duc să trag și o mașină. Domnul cu sprinter. Gata, a plecat. Gata, pleacă. Gata. Sănătate, sănătate. Dați mi-e voie să trec. Mulțumesc. Haide, bă, hai. Aoleu. Acu ar pleca, da, pleca repede ăla. Foarte aglomerat. Foarte aglomerat. Pepeni. Atât. Continuăm. Suntem cu Fordul. Așa. Cu cât ai luat ardeiul? Ardeiul. Cu cât? 25. 25.000, are 2,50 lei, adică cam scump. Acum suntem în coloană. Cineva în față încarcă marfă și trebuie să așteptăm. Asta este partea nasoală când vii aici, trebuie să aștepți să te înarmezi cu rău. Nu uitați. Multă lume și a cărucioare de la mici, parchează mașina undeva și ia marfă cu căruciorul. Pentru că dacă e să aștepți așa cu mașina, durează foarte mult. Acum trebuie să aștept și după dânsul. Este ora 9. Nu prea mai este așa multă aglomerație, dar tot mai este. Ne uitați. Avem blubeniță la 50 de bani, 40 de bani, roșii începând de la 2 lei, vinete 1 leu, ardeiul gras este 1,50 lei, bani 2 lei, 2,50 lei parcă, da. 1,50 lei sunt vinetele. Și mere, și caise.
piersici sunt alea. Cartofi, 1,50 €. Prieteni, am ajuns la Strehaia după toată aglomerația de la Craiova și acum sunt cu domnul Ilie. Da, da. Salut, domnul Bulibașa Ilie. Salut, salut. Salutăm toată lumea de acolo. Da, da, da. Ia spuneți-ne și nouă, ce avem aici? Avem un cazan de țuică. De ce un cazan de țuică? Da. Făcut din? Din cupru. Din cupru, din aramă. De aramă, de țuică. De țuică. Da. Avem capacul, răcitorul acolo. Capacul aici, răcitorul da. Acolo. Și-l vândem în sat. Am înțeles. Acum ce-i faceți? Vrem îl să spăl. Știm. Îl spălați. Da, îl spăl. Să ia cu o soluție asta. Specială. Da, să se ia căneala asta. Care arde bine soluția asta. Da. Cam periculoasă. E periculoasă soluția. Am înțeles. Bine, și numai pe din afară, numai pe din afară cu soluția afară, asta. Da. Am făcut eu țuică cu el. Da? Și s-a negrit de la foc. Pentru cine îl pregătiți? Pentru un om la Croica. Pentru un om la Croica? Da, la Mehedința și la noi. Am înțeles. E cazanul lui și l-a reparat. Da, l-a reparat. Ce probleme a avut? Ia și pe la el. L-am lipit. Da. L-am făcut. L-ați lipit, l-ați făcut ca nou. Da, ca nou. Am înțeles. Da, putem să facem și de ale noi. Puteți să faceți și de ale noi din da, foaie din nouă coală. De cupru. Din coală, da, cu totul. Foarte cu toată instalația. Da. Și ajunge la vreo 50-60 de milioane. 50-60 de milioane lei vechi? Da. Un cazan nou de câți litri? De 80, de 90, de 100. 80, 90, 100, depinde... La cerința omului. De cerințe, de... Da, da, la cerință, de grosime. Da, 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 foarte interesant. Da. Pentru că cupru este materia primă din care azi, trebuie să fie făcut da, cazanul. Este, ia uitați, prieteni, cum este acum. El o să-l facă domnul Ilie să arate ca nou. Da, da. Roșu. Roșu. Și așa e roșu pe dinăuntru. Da, pe aici. Dinăuntru este roșu, dar o să mai necesită un anumit tratament. O să-l spăl. Pe care doar domnul Ilie îl știe, eu da, nu-l da. Știu așa bine. Eu îl spăl aici. Ia uite. Da, ia uitați soluția aici. Am făcut țuică cu el și s-a negrit. Da. Eu am fiert-o de două și am făcut din ea țuică tare, de nu poți să o bei. De prună. Da. Și de cumină, și de mere, și de pere. Din ce are omul. Uh-huh. Dar de unde ai învățat această meserie de afaceri? De la bătrân. De la tata dumneitale. Da, el m-a învățat. Cum îl chema? Iancu. Mai trăiește? Trăiește în pământ de 20 de ani. Dumnezeu să-i fie țărâna ușoară. Să-i fie acolo. De el. A murit sărac. Nu mai e pe și pe la noi, pe altă cale, pe altă lume. Deci el v-a învățat această meserie? El, da, el. M-a învățat multe meserii. E o meserie bănoasă pentru că e la mare căutare. M-am învățat multe meserii. Și oamenii au nevoie de astfel de obiecte. Da. Avem materiale tot. Da, materia primă este cupru, 100% alimentar. Cupru curat, pur. Curat. Fără inox, fără nu-i bun. Alte metale care oxidează. Nu-i bun inoxul.
La țuică, numai la mâncare e bună la. Da. Facem aici treabă. Cărbiuleți de mândru. Deci, aici ce, puteți să ne spuneți ce soluție folosiți aici? Da. Ce soluție e asta? Aia e soda. Sodă caustică? Da. Păi și o folosiți așa, fără mănuși, fără... Fără. Trebuie să aveți grijă să nu vă sară în ochi, să nu... Nu, da, așa încet un el. E periculos? Da. Asta îl curăță. Da. Eu sunt de vină că făcui țuică cu el. Da, s-a făcut țuică cu el și s-a negrit. S-a negrit. Na, trebuia să-i faceți proba. Da. Era frumos. Da, așa că l-a făcut tot frumos. Și după ce îl spoiți cu sodă, ce mai puneți pe el? Apă. Apă? De la pompă pe el. De la pompă și? Gata, ia să curăț. Nu mai necesite și alte soluții, alte intervenții? Nu mai, la urmă le iau în sare și oțet. A, în sare și oțet? Da, cu roșii, cu alea. Cu roșii, cu nebunii? Da, să stă frumos culoarea. Oțetul ce? Ce face oțetul? Îl spală. Îl spală? Da. Îl spală. Soda aia negreala și oțetul spală frumos. Cu sare. Și cu roșii. Dăm pe el cu roșii să roșească. Dar cam cât durează să faceți un cazan din ăsta de la zero? Cu tot cu răcitor, cu butoi, cu tot ce trebuie? În jurul o săptămână, dacă nu mai mă duc pe undeva. O săptămână să lucrați doar la el? Da, doar la el. Foarte tare. Da. Nu am înțeles. Și ce vreau să vă mai întreb? Întreabă-mă. Cum poate să vă găsească oamenii? La telefonul tău acolo. A, deci la să mă adresa. Contacteze pe mine? Da, da, la adresa ta și tu îi trimiți la mine în coș. Da, bineînțeles. Stăm la Strehaia. La Strehaia. Dacă e nevoie de ceva, puteți să vă deplasați? Da, cum? Deci îl aduceți la domiciliul clientului, da, vorba aceea. Da, da. Poate să ne ducem cu mașina să le. Da, sau putem să trimitem prin curier? Da, cu mașina lui. Depinde. Personal. Cum dorește clientul, nu? Așa. Da, să duc cu și am văzut că mai aveți unul acolo. Da. Ia să vedem. Acesta ce este? Prieteni? Deci mai este aici și unul care văd că este tot așa reparat, ăsta este, nu? Da, reparat, trebuie și ăla spălat. Dar văd că e un cazan foarte vechi. E bătrân ăla. E un cazan foarte bătrân. Da. Bătrân. Cu toate astea l-ați refăcut ca nou. Ca nou, da. Le refacem noi. Domnul Ilie, eu vă las. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Vă doresc spor la treabă. Mersi. Și o zi plăcută. Mersi. Drum bun. Așa, prieteni, hai să mă contactați dacă vreți să vă facă domnul Ilie cazan. De naide să vă arăt un pic ce am cumpărat astăzi. Ne uitați, castraveți, ceapă, lubeniță, roșii, struguri, prune, cam de toate. Și acum mergem să le livrăm. Așa că vă spun și eu la revedere, mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canal. La revedere!